Municipiul Târgu Jiu a câștigat premiul de anul acesta. Un premiu în valoare de 50.000 euro a fost câștigat de Târgu Jiu, capitala tineretului din România 2023. În premieră, Târgu Jiu a devenit orașul cu cel mai mic număr de locuitori care dețin acest titlu în România. Cu toate acestea, prea puțini cetățeni știau acest lucru. Sta Târgu Jiu, orașul nostru, a fost capitala tineretului din România? Nu! N-ați auzit acest lucru? Nu! Dar credeți că, fiind capitala tineretului, nu trebuia să prezentăm mai multe beneficii pentru tinerii noștri? Bineînțeles că da, dar în moment ce nici n-am auzit, vă dați seama că n-am ce să comentez. Trebuia mai multă publicitate, mai multe activități, în special combaterea drogurilor și a bullying-ului și toate. Sunt destule pentru tineri, dar eu vă spun, n-am auzit. Îmi pare rău că n-am auzit. Știați că anul acesta, orașul nostru, Târgu Jiu, a fost capitala tineretului din România. Ați auzit de asta? Nu. N-ați auzit? Nu. Dar credeți că, fiind capitala tineretului, nu trebuia să avantajăm cumva tinerii din oraș? În gorj deloc. Câte PSD-ul la putere, deloc. Și cum vi se pare? Credeți că este un avantaj pentru orașul nostru? Este, dar eu știu. Nu-și locul de muncă pentru tineretul ăsta, suferă destul. Deci credeți pleacă că... Pleacă pentru muncă. Credeți că totuși dacă a fost capitala tineretului, tot nu este no. suficient? Ce folosau tineretul? Unde? Unde lucrează? Ce venit poți să aibă? Cu ce să trăiesc? E o capitala tineretului sau... Nici vorba. Aștia sunt povești. Sunt lucruri... Locuri care efectiv în ei nu pot să le discuți despre așa ceva. N-ai cum. Pentru că se vede. Uitați că se vede de jur împrejurul nostru. Credeți că trebuia să aducă mai multe beneficii pentru tinerii din oraș? Păi eu cred că singurele beneficii care ar putea fi și sunt justificate ar fi locurile de muncă. Pentru că se termină, vin generații după generații și locurile de muncă nu sunt. Ce le ofer tineretului? Ce le oferă Târgu Jiu tineretului? Ați auzit că de o fabrică și anume unde s-a investit și s-a făcut și participă din rândul tineretelor, fie că sunt absolvenți ai institutului, eu știu pe orice profil, nu s-a făcut nimic. Deci, efectiv, tineretul ajunge la o vârstă, vede că nu poate să-și întemeze un cămin, o familie și pleacă dincolo. Proiectul Capitala Tineretului din România susține generarea unor zone urbane în care oportunitățile oferite să răspundă nevoilor legate de starea de bine, perspectivele și implicarea activă a tinerilor în diferite activități.